Bună ziua la toată lumea, stimați profesori, stimați academicieni, stimați audienți. Eu o să vin cu informații care e amplă, dar dacă ar fi cazul să mă opriți la timp. Aș vrea să trec în revistă câteva secvențe ce ține de geneza coronavirusului, să ne dăm seama de unde vine, cu cine are el comun, care sunt acele tulpini care au fost deja cândva în lucru și ca să ne dăm seama ce înseamnă această infecție, ca să ne ajute să înțelegem mai bine ce înseamnă diagnosticul de laborator, ce înseamnă mecanismul șcăielii de răspândire, care sunt acele probleme care țin de inițierea tratamentului și confecționarea vaccinului într-o care măsură în care am permisă competență. Deci, vreau să spun la toată lumea că este un agent viral cunoscut din familie cu coronavirus, nu e nimic deosebit, dar este al șaptelea coronavirus care ne-a afectat începând din luna decembrie 2019 cu un procent de letalitate mai sporit în comparație cu gripa sezonieră, care are un procent de letalitate până la zi 0,15, comparativ cu SARS-CoV, care a avut o răspândire în China 2002-2013 cu un indicator de letalitate 9,6 și mult mai scăzut de tulpina care a fost în curentul mijlociu, Coreea de Sud, cu letalitate de 1935. El e formă ovală, ovoidă și așa mai departe, este foarte bine scris în literatură, dar toate sunt problema pe care ne-o face, este proteina S, care servește ca parte componentă a spicurilor, care se ține de a fi atașată la receptorii celulelor gazdă. În special, este fixată pe celulele alveolilor și, în special, se fixează pe țesuturile care sunt bogate în anziotenzină, deci, în special, la bolnavii care dezvoltă boala hipertonică și de aici vine ipoteza că mai mult sunt afectați persoane în vârstă, deci care, într-adevăr, fac boala hipertonică. Și apare a doua întrebare, totuși, este o tulpină care e absolut nouă sau o tulpină scăpată din laborator? Deci aici aveți schematic. Eu am reușit să obțin, deci care este comparativ structura puțin ies în comparație cu SARS-CoV și MERS, deci se demonstrează că totuși sunt secvențe care sunt specifice pentru tulpina coronavirusului. Știți că genomul a fost identificat foarte rapid în 30 de zile și aceasta a permis ca noi într-un timp foarte scurt să avem la mână sunt primeri care servesc ca diagnosticul de laborator pentru confirmare. Aici aveți în imagine proteina S și deci ea este acel element de bază care se mișcă și se fixează pe receptorii sensibili ai alveolilor. Mai mult ca atât, ea totuși diferă de proteina S întâlnită la SARS, care a fost în China în 2002 și la SARS care a fost în Arabia Saudită. Deci este ceva specific și aceasta îi permite acestui agent să se fixeze pe un alt ferment, așa numitul furină, care este țesutul uman, este de asemenea bogat. Aici apare de unde el sunt provenit. Deci s-au pus în discuție mai multe servente genomice, eu mă refer la servențele ce țin de cu coronavirusul identificat la liliac, identificat la persoane bolnave de COVID-2 și la pangolin. Pangolinul este un animăluț cu solz acoperit care se folosește în tratamentul, în medicina chineză și dacă le suprapunem toate, vedeți că au foarte multe părți
componente asemănătoare. Deci și reiese ideea că posibil sursa inițială a fost Săbliliacul, gazda intermediară între Liliac și om e Sfânt Pangolina și având în vedere că acestea toate au dus la un sir de schimbări mutații, s-a transmis în populația umană și astfel a devenit posibil să-mi transmitere de mai departe. Vedeți că diferențele de secvență variază în procentul de 85-92%. Comportamentul acestui agent de la începutul pandemiei, vedeți că, cum am spus, sunt niște receptori care îl fixează pe enzima de conversie a angiotensinii. Întâi a fost în lucru, deci, tulpina S, pe urmă dintre însă a revenit tulpina L, care din nou ne demonstrează că posibil să se afle în circulație mai multe tulpini, care au un numitor în comun. Aici, de asemenea, noi vorbim despre aceste două tulpini, dar, încă o dată, vreau să spun că tulpina COV sau SARS-CoV-2 radical se deosebește de cele două tulpini care au fost în circulație anii 2003, SARS-ul, eu mă refer, și MERS-ul, care a fost identificat la cămilele de genul dramider, îmi pare că, deci cu o detalitate destul de mare pentru populația umană. Aici aveți acel arbore filogenetic cu toate tulpinile izolate din diferite culturi ale lumii, eu mă refer la Oceania, Europa, Azia și așa mai departe, și vedeți că în total au fost luate în lucru 456 de genomi și într-adevăr s-au găsit totuși că ele au un segment comun. De asemenea, și vedeți acele care sunt plus, acele tulpini care deja au suferit unele mutații nesemnificative, dar totuși sunt. Mai departe, deci acest slide de semne confirmă. Receptorii de culoare roșie sunt acei care sunt schimbați și dă posibilitate la acest agent viral să se atașează mai strâns de receptorii celulei gazdă. De asemenea, în imagine aveți aceleși arbori filogenetici pentru toate variantele de tulpini care au fost izolate în toată lumea și aceasta aduce apă la ideea de a confecționa un vaccin care să aibă la bază acele secvențe comune care se, cât de cât așa simplu am spune, se repetă în toate posibile tulpini. Aici aveți în viziune, cel puțin au fost identificate vreo 4 clade sau sunt cuiburi din toate regiunile lumii. De asemenea, de culoare roșie aveți acel segment care îl diferă pe secvențele acidului ribonucleic de cel acid ribonucleic izolat de la pangolin, de la ziliac și din alte tulpini. Aici, de asemenea, aveți în imagine acele locuri specifice unde se atașează proteina S de atașare de receptorii celulei gazdă și acei de culoare roșie ne demonstrează că această tulpină are ceva specific care permite să se atașeze. În comparație cu cele 6 tulpini deja născute. Aveți aceleși idei, ca să nu vă iau timp mult. De asemenea, și așa mai departe. Și aici aveți arbori filogenetic care construite în bază la toate tulpinile pe care au fost izolate în Europa, Azia, China și așa mai departe. Și de asemenea vedeți că identitatea e de la 80 până la 96 de procente. Și aici un slide, aș spune eu, destul de bun, care ne demonstrează că coincidența între acidul ribonucleic izolat de la liliac și de la oameni
98% de la pangolin și deci de la virusul izolat de la acest animăluț pangolin și de la om undeva e o silvență de, adică e o asemănare de 91%. Cei de culoare albastră sunt mutațiile de două ori mai mult, cei de culoare surii o singură dată și cei de culoare sunt roșii, sunt absolut, sunt noi specifici pentru ce sunt tulpini. Aici, de asemenea, aveți în partea dreaptă, cum am avut eu, vedeți acea, acele secvențe de schimbări nesemnificative, comparativ cu cei ce vedeți în partea stângă, de culoare roșie, mutațiile care au, care au survenit în tulpina aceasta nouă, pe care cum o avem în lucru și ne face ravaje destul de mari. Aici am vrut să arăt în două cuvinte că ținta pentru viitoarele medicamente care vor fi utilizate, ele sunt focusate pentru proteazele respectiv pe care le aveți în slide, care demonstrează că aceste medicamente care au fost efective pentru SARS, pentru SARS, într-o proporție de 96 sau 97% ar fi posibil să dezvolte o acțiune antivirală și pentru această tulpină. Mă refer la câteva secvențe de ceea ce avem noi în Republica Moldova. Vedeți care a fost situația. Deci s-am prognozat pentru perioada asta respectivă undeva până, vedeți, de culoare albastră până data de 19 aprilie. Deci toate aceste măsuri se fac acum mai încet așa. A fost declarat, știți, situația de urgență începând cu 17 martie și starea de urgență va fi valabilă până pe data de 15 mai. Deci noi am pus în discuție și am demonstrat că până la 21 aprilie o să avem de pildă atâtea cazuri, dacă respectăm pachetul de măsuri pe care noi l-am pus în lucru pentru perioada de incubație medie luată de 6 zile, incidența la 100 de populație, deci pe data de 21, cam ceva pe schimb, Republica Moldova, vedeți, unii ne aflăm noi cu 75 la 100 de mii de populație, comparativ cu alte țări, pe primul loc se fixează Spania, Belgia, Elveția, total la data respectivă am avut 2640 cazuri, ceea ce prezintă 75 cazuri la, da, mortalitatea undeva în jur de 2, dacă în medie undeva între, sunt 3 și 4, am de sunt 3-4, Republica Moldova la data de 21 aprilie a fost undeva 2. Total, atunci am avut de-a face cu din păcate cu 73 de cazuri. Rata fatalității în comparație cu alte țări, de asemenea, vedeți că ocupăm undeva o poziție de undeva de sunt 3 cazuri la. Deci, rata este, am spus, de 3, este de 2,8. Comparativ pe anumite teritorii administrative, mai mult este afectat Ștefan, Vodă, Glodeniu, Lești, Soroca, deci unde au fost introduse situații de carantină. Deci, da. Numărul de cazuri până când l-avem în ascendență, aici avem numărul de persoane investigate, deci în total la data respectivă au fost investigați 14.055 de, da, pe grupii de vârstă mai în pentru o rată de contagiozitate 2,6, deci vârsta medie mai mult afectată, vedeți în stânga 50-59 de ani, mai puțin în genul feminin. Deceasele care au fost asociate, mai mult asociate cu patologie cardiovasculară, diabet zaharat și alte afecțiuni respiratorii. Vârsta medie de decese, din păcate, 67 de ani. 67 de ani. Sex masculin 52, restul feminin. Cu două și mai multe comorbidități, vedeți,
în imagine, dar din păcate decesele sunt într-o proporție mai sporită la vârsta de mai mare de 70 de ani. Referitor, din păcate, personalul medical, 2 din 10% infectate sunt din sistemul medical. Încă o dată repet, datele la 21 aprilie și vedeți pe primul loc, asistența medicală spălcească. Săracii noștri confrați, ei sunt în prima linie de căpărare. În total au fost vindecați 505 la cel timp, o dată repet. Respectiv ne aflăm în codul roșu și aceasta este dinamica de distribuire a cazurilor în timp și ține de COVID 2019. Deci, cam încișor merge calculul. Așa. Deci noi am programat că dacă punem în mișcare tot pachetul de măsuri care au fost pusă la cele două comisii de situații extraordinare și comisie comisia extraordinară de sănătate publică și a doua comisie de situații excepționale. Deci au fost programate la data de 2767, în total, adică în realitate au fost 2472, deci cât de cât noi ne-am încadrat. Dar dacă ne mișcăm mai departe și nu punem în mișcare acel pachet de măsuri ca să ajungem de la rata de contagiozitate de la 2 între 6, deci un bolnav poate infecta 2 între 6, dar dacă punem mișcare cel tot pachetul, o să ajungem după datele noastre undeva la rata de contagiozitate de 1 între 5. Ce înseamnă situație? Situația înseamnă că dacă implementăm măsuri de prevenire și control cu izolare și testarea contactului și suspecturi, morbiditatea va scădea de 10 ori, inclusiv și să mă respectiv povara pe sistemul de sănătate publică și în special asupra sistemului economic. Aici aveți în dinamic tot ce am așteptat. Profesor, 2 minute mai. Da, eu am avut termin. Rata de așa. Și noi aici, cât de cât în măsura competenței mele, am planificat care ar fi posibil acel scenariu care îl avem acum. Dacă, într-adevăr, vrem cât de cât să avem o situație favorabilă în Republica Moldova, implementarea necondiționată integrală în spațiu și timp am aduce la ceea că în perioada, adică 8, 16, 20 martie, dar încă o dată spun, acesta este o evaluare aproximativă, hai să spunem așa. Deci, perioada de ascendentă procesului epidemic, 21 aprilie, 10 mai, vârful procesului epidemic, perioada de platou, care va dura undeva până la 25 mai, atunci vom avea de face cu o rată de contagiozitate, permanentă și numai ridicată de 1 la 1. Când vom intra în rata de contagiozitate mai mică de 1, atunci înseamnă că noi vom intra în perioada de descendență. Deci aceste date au fost raportate și mai de mult, adică ca să nu apară idei că uite acum noi ne-am, da? Deci, și în final, recomandări generale pe care noi le cunoaștem, parcă simpli, dar pe fondul că nu avem un tratament specific, nu avem un vaccin eficace sau alte remedii speciale, rămân în vigoare acele măsuri pe care le cunoaște populația noastră în integral și în special ce ține de acea cultură sanitară și mai mult ca atât. Rămân în vigoare, deci, distanțarea, izolarea, identificarea imediată a contactelor, izolarea lor și astfel, într-o care măsură, noi vom contribui la diminuarea riscului de apariție a cazurilor noi în Republica Moldova și atunci, în loc de 29.000 care au fost programate pentru luna mai, pentru de Organizația Mondială a Sănătății, posibil noi vom atinge undeva în cifre cumulativii
nu mai mult de 6, 5 mii jumătate 6. Cu condiția, dacă punem în mișcare pachetul de măsuri pe care l-a pus în lucru respectivele sau comisii. Și aici o mică mea supărere personală. Da, vă mulțumim, domn profesor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc la toată lumea să fim pe parcurs, să fim sănătoși.